Nu dai o cursă de drogăți? Era bună. Îi dădeai o cursă de drobeta lui Ciganu. Și o rezolvam la pic. Ia-o pace, ai pace. În pușcărie vor fi eliberați primii legiții care au fost bătuți mari de aici. De ce s-o iubă? Corlătești în pușcărie, pentru că așa a avut doamna sfântă senatoare fost ministru de resort pe vremea guvernului Ciumara. Poliția a executat Corlătești, așa cum i-a făcut Cosma, contracandidatul, pentru că este cosmistă. Așa că mai avem alte două bancuri. Barbie de la judecătorie și una cu Cosmista din PSD. Ambele din același partid. O fi fost Necula și cu Cosma în același partid. De rămână baraca, s-a luat ăștia de ei. Stătea toată ziua la plăța de la parter, de acolo, că se pișea pe acolo. Aia le-a făcut reclamații, le-a făcut în pula mea. La bețivi. Ce, te uitai la Loganul ăla? Ziceai că e al nostru? Hai, pa, Luciane, mersi frumos și ne auzi. Da. Pe deasupra, pe lângă faptul că eram grăsunică, am și slăbit, prin a-și face operații estetice, pentru că nu arătam bine pe scenă.